În prezent, România are 2859 de comune. Printre ele se află și comuna Slobozia Bradului din județul Vrancea, o comună cu un specific aparte, așa cum aveam să descoperim. Timp de 4 zile, locuitorii din Slobozia Bradului au sărbat zilele comunei într-un stil religios, cu invitați din țară și din diaspora. Denumit Cortul Întâlnirii, evenimentul se afla la 5-a ediție. Slobozia Bradului are aproximativ 10.000 de locuitori, dintre care 90% sunt de etnie romă. Aceștia au ales calea credinței într-un număr mare, ceea ce era natural ca zilele comunei să fie aniversate într-un stil religios, cu mesaje creștine și muzică specifică, așa cum ne-a explicat primarul comunei și organizatorul evenimentului, domnul Merlin Ivancea. De-a lungul timpului, comunitatea romă din Slobozia Bradului a întâmpinat multe provocări, dar a reușit să treacă cu succes peste ele, întrevăzându-se un viitor și mai bun, așa cum susține președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Cătălin Dumitru Toma. Cred că astăzi, aici, la Slobozia Bradului, avem exemplu de o comunitate care se dezvoltă. Cu siguranță, această comunitate are nevoie de foarte mulți bani, pe românește. Vă trebuie bani. Și nu bani ca să vă cumpărați telefoane sau alte lucruri. Vă trebuie bani pentru ca această comunitate să beneficieze, atenție, să beneficieze de condiții civilizate. Dacă suntem credincioși, să știți că și ziua apare mai frumoasă, iar noaptea nu are dușmani. Gândiți-vă foarte mult la faptul că trăim timpuri foarte, foarte tulburi. Avem un război la graniță și nu-i departe de noi. Ați văzut, frații noștri din Galați au văzut cu ochii lor cum bombele treceau peste navele respective. Nu-i de neglijat. De aceea trebuie să susținem cu tărie faptul că suntem în Uniunea Europeană, suntem într-un stat NATO, putem vorbi despre canalizare, despre gaze, despre digitalizare, despre asfaltare, despre lucruri care sunt normale. Pentru că dumneavoastră reprezentați normalitatea. Sunteți o comunitate în plină dezvoltare. Impresionați de prezența mare a comunității în cele 4 zile de eveniment, l-am întrebat pe primarul localității, domnul Merlin Ivancea, cum a început această mișcare religioasă în Slobozia Bradului. Conform noului recensământ, în Slobozia Bradului trăiesc undeva la 9380 de locuitori. 90% dintre locuitorii comunei sunt de etnie romă și peste 70% sunt de religie penticostală. Mișcarea religioasă în comuna Slobozia Bradului a început încă de prin anul 1969. Un frate pe nume de Victor Rescol a venit pentru prima dată în Slobozia Bradului și a vestit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în 1969 a fost primul om care s-a întors la Dumnezeu. Din 1969, în comuna Slobozia Bradului au început oamenii să-și îndrepte privirile spre Dumnezeu și să caute împărăția lui Dumnezeu. Însă, așa cum era comunitatea romă din Slobozia Bradului, o comunitate destul de idolatră, o comunitate destul de legată de puterile întunericului, să zic așa, cu multe viciuri, cu multe patimi, n-a avut în primii ani, n-a avut un succes atât de resunător Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Din 1969 până în anul 1999 au fost undeva la 123 de suflete predate și botezate în casa lui Dumnezeu. Însă din 1999 Dumnezeu a lucrat într-un chip miraculos, că anul 1999 a fost un an în care s-au botezat și s-au întors la Dumnezeu peste 1000 de suflete. Nu de puține ori, comunitatea romă din România a fost privită cu neîncredere și plasată la marginea societății. Dar în Slobozia Bradului, credința avea să schimbe viața acestor oameni și percepția generală. Biserica și credința, convertirea romilor la pocăință, a avut un impact nespus de mare. De multe ori stau și mă gândesc ce-ar fi Slobozia Bradului fără credință. Dar credința a schimbat vieți. Credința a schimbat oameni.
Credința a făcut din oameni alcoolici, din oameni neresponsabili, din oameni care nu știau ce înseamnă responsabilitățile sociale, familiale, responsabilitățile de părinți, au făcut credința o schimbare majoră și oamenii care s-au întors la Dumnezeu au început să simtă altfel, au început să trăiască într-un mod cu totul și cu totul schimbat. Viața lor a fost schimbată și transformată. Oamenii s-au întors la Dumnezeu de la vrăjitorii, de la lucruri oculte. Romii din Slobozia Bradului erau foarte legați de diavolul cu aceste lucruri. Dar odată ce s-au întors la Dumnezeu, viața lor a fost schimbată, viața lor a fost transformată și astăzi în Slobozia Bradului se trăiește într-un mod foarte frumos, se trăiește în liniște, în pace. Oamenii din Slobozia Bradului sunt responsabili, sunt precauți, sunt integrați din punct de vedere social, sunt responsabili în viața de familie, caută să își dea copiii la școli, să învețe carte, să-și educe copiii pe calea credinței și cred că impactul credinței în Slobozia Bradului a schimbat enorm de mult. Domnul Merlin Ivancea, fratele primar, cum îi spune toată lumea în comună, ocupă această poziție publică din anul 2020. L-am întrebat cum a ales el, personal, calea credinței și ce rol are Dumnezeu în exercițiul funcției. Din 1999, anul când m-am întors la Dumnezeu, chiar dacă am trăit în București până în 2005, l-am slujit pe Dumnezeu și viața mea a fost schimbată și transformată de puterea lui Dumnezeu. Da, credința mi-a schimbat viața. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, aveam alte priorități în viață, aveam cu totul și cu totul altă viziune și un alt mod de viață. Dar odată ce m-am întors la Dumnezeu, am conștientizat că trebuie să-mi schimb viața, că trebuie să am o familie, că trebuie să fiu responsabil în viața de zi cu zi. Odată schimbată viața mea, am ales să fac toate lucrurile în viață, ținând cont de principiile Sfintei Evangheliei. Și pot să spun că schimbarea aceasta care a făcut-o Dumnezeu în viața mea mă ajută practic să și administrez comuna, să și slujesc bisericii și comunității lui Dumnezeu și cred eu că această schimbare care Dumnezeu a făcut-o în viața mea mă ajută să fiu un om integru, să fiu un om moral, să fiu un om cinstit, să fiu un om corect și da, în orice decizie, atât politică cât și administrativă, țin cont în primul rând de ceea ce Dumnezeu m-a chemat, să fiu integru, să am demnitate, să fac cinste lui Dumnezeu prin tot ceea ce fac eu. Cele 4 zile de sărbătoare la Cortul Întâlnirii au participat lideri de comunități din România și din diaspora. Prezențe marcante, precum pastorul Cristian Ionescu din Chicago, președintele Uniunii Pentecostale Române din SUA și Canada, pastorul Cornel Avram din Phoenix, Arizona, pastorul Cristi Boariu și alții. Și pentru că Slobozia Bradului a devenit o comună tot mai cunoscută, l-am întrebat pe domnul primar de ce oamenii ar trebui să vină și să viziteze comuna Slobozia Bradului. Pentru cei ce sunt interesați să cunoască și să vadă comunitatea de la Slobozia Bradului, să vadă felul cum Dumnezeu a lucrat, vă invit să vedeți. O comunitate de romi schimbată, o comunitate de romi transformată, fapt care numai Dumnezeu putea să-l facă. Vrei să vezi o minune din partea lui Dumnezeu? Vino la Slobozia Bradului. Fiecare rom, fiecare persoană din comună este o minune pentru că Dumnezeu a schimbat viața fiecăruia dintre noi.